Și bine m-am regăsit la episodul 2 din, de pe acest channel. Știu că a fost o întorsătură cu celălalt video, adică primul video. Și îmi cer scuze. Doar că am jucat eu puțin pe la butoane și cam s-a rotit totul. Adică s-a întors pe dos totul. Și a, da, uitați să-mi lăsați în comentarii orice joc doriți, orice joc vreți, ca eu să-l fac. Nu contează ce joc este, bani fără bani, eu totuși o să-l fac. Pentru că o fac pentru voi, nu pentru bani, nu pentru altceva. Fac pentru voi, în plus pe mine nici nu mă interesează. Mă interesează decât să o fac sau să vă placă ce fac. Sau măcar să fiu primul copil care de pe YouTube care nu este retardat ca ceilalți. Dar mă rog, nu asta e important. Primul copil de pe YouTube care nu este retardat în sensul copil 10 ani. A, da, și mi s-a restartat mapa și acum sunt pe insulă. Dar stați liniștiți, am făcut tot de la capăt cum era. Și a, da, să nu uitați să-mi lăsați în comentarii fel de joc pe care să-l fac, să-l finuez. Și nu o să mă las de acel joc până nu-l termin, adică gen, dacă nu-l termin, îl mai fac gameplay-uri cu el. Lăsați-mi în comentarii, pot să fac și Five Nights at Freddy's, fac și Victor, fac și etc. Dacă cu excepția la Card Wars, mă scuzați, dar Card Wars nu o să fac. Deci îmi pare foarte rău. Sper să mă aud bine de data asta, adică celelalte dată nu mă auzeam bine. Deloc. Mă auzeam bâlbâit. Sau mă auzeam foarte încet. Acum habar nu am cum mă aud, dar sper să mă aud foarte bine. Bine, nu foarte bine. Să mă aud bine, decent. Da, nu-i bai. Am dat și am uitat încă ceva. Vreau să fac o scurtă, de fapt. Da, vreau să fac o scurtă promovare lui Enoche Andres. S-a apăsat el cât de YouTube, are 9 ani. Pentru mine face o treabă destul de bună. Nu, nu filmează pe tabletă, filmează pe PC sau pe calculator. Diferite jocuri. Face ca mine, îi spuneți jocuri, el le cumpără și face minigame-uri cu el. Cu ele, ca sunt mai multe. Și da, dați un like, share, subscribe pe la el dacă doriți. Măcar să fie. Joacă și GTA 5 dacă vă întrebați. Și a, da, fac promovări fără bani. Deci nu fac cu bani, pentru că nu mă interesează banii. Și el cam se chinuie. E Andres. Enoche. Andres. Se cam puțin de... Bine, nu puțin de tot. Dar se chinuie și el pe acolo. Să facă tot posibilul pentru noi.
sau pentru voi care vă uitați acum la video, face tot posibilul ca să vă placă videourile lui. Deci îmi da. Nu știu de ce stau aici, dar stau. Stau fără motiv. Pentru că nu mai am ce face. A, da, și încă ceva mai vreau să vă spun. Eu nu o să filmez dacă voi nu-mi spuneți în comentarii ce jocuri să mai fac, pentru că nu am ce jocuri să mai postez în afară de Minecraft și presupun că o serie de Minecraft, de fapt nu o serie, un videoclip de Minecraft pe fiecare zi ce trece, presupun că v-ar plictisi, deci eu nu aș mai posta decât Minecraft dacă voi nu mi puneți în comentarii jocuri pe care să le iau. Și asta acum depinde de voi. Dacă vreți să fac numai Minecraft sau să fac și alte episoade de FNAF sau de altceva. Și da, dacă vreți puteți să spuneți cum ar veni, dacă unul spune joacă FNAF 4 și ceilalți spun joacă FNAF 4 și alții. De exemplu, 4 spun joacă FNAF 4 și 3 spun joacă FNAF 3. Logic o să fac FNAF 4 pentru că au fost cel mai multe voturi pentru el. Dacă sunt mai multe voturi pentru FNAF 3 și altul vrea FNAF 4, fac FNAF 3 și după aia FNAF 4. Presupun că toată lumea știe jocul, doar că eu l-aș face pentru voi. Deci nu mă prea interesează. Povestea, zic. Nu mă interesează povestea, nu mă interesează jocul. Jocul mă interesează, dar povestea nu prea. Nu prea mă cuprinde. De fapt, m-a cuprins la vremea lui. Dar după aia... Abia aștept să se lanseze, sper ca Scott să lanseze Five Nights at Freddy's Sister Location și pe tabletă. Bine, încă nu s-a lansat pentru asta, cum îi spune. Încă nu s-a lansat pentru tabletă sau pentru telefon, dar nu contează. Atât timp cât o să fac. Și da, o să fac un episod pe zi, bine, două episoade pe zi, când o să am timp foarte mult, sau un episod pe zi, acum depinde și de voi. Deci îmi da. Din păcate, o să vreau să fac încheierea. Deci îmi da. Deci, cam atât a fost, oameni buni. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să-l rupeți, butonul de subscribe, să-l rupeți și pe ăla, să nu mai fie roșu, să fie gri, și butonul de dislike să fie gri, să fie albastru, și comentarii foarte multe despre ce jocuri ați vrea să-mi iau ca să fac gameplay cu el.
pentru că dacă nu îmi lăsați în comentarii jocuri pe care să o fac pentru voi, eu pur și simplu o să fac numai Minecraft. Așa. Deci, mulțumesc că m-ați vizualizat aici, Soricu și cu mine, adică Soricu și cu Foxy, vă urează o seară, dacă e seară la voi, o seară plăcută sau o zi plăcută, dacă este zi la voi. La revedere, băieți și fetițe!